Două angajate din cadrul DGASPC Gorj au fost confirmate cu COVID-19 la 5 zile după ce au primit doza de rapel. Cele două femei au simptome ușoare și au fost izolate la domiciliu. Infectările au fost depistate în urma testărilor săptămânale efectuate în cadrul instituției. Angajatele au fost vaccinate cu rapelul serului anticovid miercurea trecută, iar luni au fost testate și au ieșit pozitive la noul coronavirus. Reprezentanții instituției spun că perioada a fost prea mică pentru ca cele două să dezvolte imunitatea la virus. Medicii spun că trebuie să privim acest vaccin ca pe ceva normal, însă totodată este foarte important să respectăm măsurile impuse de autorități pentru a evita reinfectarea cu noul coronavirus după administrarea vaccinului. Sigur, nu este, să spunem, nu este ceva normal, dar dacă percepem vaccinul ca pe o apărare totală și noi dezarmăm sau ne dezarmăm modul în care ne apărăm față de această infecție, faptul că foarte multe persoane au crezut că odată vaccinate, a doua zi nu mai pot să se îmbolnăvească, este o greșeală și recomand tuturor să continue să poarte mască și să se ferească așa cum ne-am ferit până acum, chiar dacă au fost vaccinați. Cele două angajate se află sub coordonarea și monitorizarea medicilor de familie. Angajații din centrele rezidențiale subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj sunt testați săptămânal tocmai ca să fie prevenită apariția focarelor de COVID în rândul angajaților și beneficiarilor din centre.